Domnul să binecuvinteze familia greu îndurerată. Amin. Am ascultat aseară toată slujba și m-am decis cu ajutorul Domnului să recit câteva strofe dintr-o poezie scurtă, ca să nu fie o piedică pentru slujitori. Și am ceva pe inimă pentru familia Vaipan. Ei, de fapt, știu că eu recit poezii de-a lui Dionisie Giuchit și am fost apropiat de familia aceasta. Și într-o dimineață, când am vizitat această familie, Dionisie îmi spunea: acum dimineața am primit încheierea unei poezii care se cheamă Credința lui Avram, despre jertfirea lui Isaac. Și îmi spunea el: ce ai scris, vei trăi, i-a spus Domnul. Ce înseamnă asta, frate Mitică? Eu am primit așa ce înseamnă, dar n-am îndrăznit să-i spun că unul din copiii lui va muri pe brațele tatălui. Și așa s-a întâmplat. Și a plecat la cele veșnice cel mai iubit copil al lor. Una din strofele poeziei, Credința lui Avram, este scrisă pe piatra funerară: uite, Domnul stă la ușă sus, la veșnicile porți, după ce vei fi cenușă, El te va învia din morți. Așa a suferit tatăl acesta, fiind zidar de meserie, lucra la pus de faianță și când avea ocazie, în baie, punea faianță și plângea și plângea și plângea. Și la un moment dat, într-o zi, parcă a depășit măsura de lacrimi, de durere, și a auzit o voce: lasă-l să se odihnească. Și el n-a înțeles prea bine și parcă a vrut să mai audă o dată vocea. Și a mai auzit-o o dată: lasă-l să se odihnească. Și atunci el, înțelegând despre ce este vorba, a spus: nu pot, Doamne, mi-este dor de el, sufăr pentru el. Și pentru a treia oară glasul i-a spus așa: îți poruncesc, lasă-l să se odihnească. Și n-a mai vărsat nicio lacrimă, frate Mitică. Aș vrea să plâng, dar nu pot. Și eu i-am spus: frate Dionisie, te-am petrit Dumnezeu. Și a spus: Dumnezeu nu împetrește pe copiii lui, El îi despetrește, El împetrește pe faraon. Știi ce s-a petrecut? Îmi spunea el. Știi ce a făcut Domnul? În scurtă vreme mi-a arătat Domnul unde s-a dus. Și pentru că el dirija cântări, așa, era copil și cânta cântările tatălui, el a arătat Domnul pe un câmp de flori colorat, deosebit, cum n-a văzut el așa flori, și toate cântau. Și el le dirija, copilul, băiatul lui. Și văzând aceasta unde s-a dus, a spus: îți mulțumesc că l-ai luat pe micuțul meu acasă, știu unde a plecat. Și am auzit aseară spunând fratele Silviu, lăsând în urmă, să nu-l plângem pe el. El a spus lucrul acesta: să ne plângem pe noi. Pe mine să mă plâng și dumneavoastră, dacă... Și poezia se intitulează Lacrimi. Lacrimile nu se recită, lacrimile nu se cântă, lacrimile se varsă. Cine nu știe ce-i plânsul? Care dintre muritori n-a avut pe față lacrimi și nu știe gustul lor? Cine n-a simțit vreodată boabe de cristal pe obraz, că-s prezente în bucurie și nu-s lipsă în necaz? Căci îngemănați cu ele noi pe acest pământ venim, și din pâinea lor adesea trebuie să ne hrănim. Ce sunt lacrimile oare? Care e al lor folos? Au în ele vreo valoare de-o sunt strânse de Hristos? Și m-am întrebat adesea, care e al lor mister? De ce-i presărat cu lacrimi drumul care duce în cer? De ce au plâns prorocii, sfinții, părinții și ai noștri strămoși? Și s-au adăpat cu lacrimi frații noștri credincioși. Deci a plâns și Ieremia, întrecând orice hotar, în grădina Ghețiman, Domnul nostru a plâns cu amar. Deci a plâns ades și David, Iov vărsa lacrimi amare, Petru, Pavel, Timotei și frații din întâia adunare. Voi da glas
câtorva gânduri despre lacrimi, doar succint, fiindcă deslegat misterul nu ne-a fost descoperit. E o mare taină ascunsă în binefăcătoarea apă și un secret ce însuși Domnul ni-l va deslega odată. Pe cărarea pocăinței, lacrimile sunt comori, sunt neprețuite salve și au veșnice valori. Lacrimile nu-s plăcute, că sărate și amare și te năpădezi de-n suflet. Ai necază o întristare. Cele mai curate ape calde care curg pe obraj în jos și ating maximă valoare când te vezi un păcătos. Însă ele nu urmează cursul altui fel de apă, care când după legea firii curge în jos și albe sapă. Copii, nepoți. După ce scrăbat obrajii, ele se înalță în sus. Bat la porțile îndurării și a milei lui Iisus, lacrimile-s râu pe care navigăm înspre Iisus, aripi ale rugăciunii, asigurate cu răspuns. Ele sapă în piatra firii și aduc o transformare inimii și a gândirii, Duhului înviorare. Îți clarifică vederea să vezi bine cum ți-e starea, totodată te ajută ca să dobândești iertarea. Lacrimile fac să doară sufletul și îl sfredelesc, dar sunt calea cea mai scurtă către tronul cel ceresc. Ochii simt înțepătură când țâșnesc a lor izvoare, dar în suflet și așterne, lin, o dulce ușurare. Lacrimile pot să spele ale Domnului picioare, când asemeni Magdalenei îl iubești cu adorare, când spargi vasul ca să curgă mir împărtășia ta. Tu îți alegi partea cea bună ce nu ți se va lua. Lacrimi curg când arde dorul, mistuindu-ți jertfa vie, după patria iubirii, după Domnul, ca să vie. Și când se unesc cu râul Duhului de apă vie, se revarsă și formează apele de bucurie, căci nu-i stare mai plăcută aici în vremelnicie, ca și bucuria în lacrimi, stând cu Domnul în părtășie. Lacrimile nu-s uitate, risipite pe pământ, ci de Domnul-s măsurate, puse în burduful sfânt. Lacrimile-s perle sfinte, care Domnul le adună și în ziua răsplătirii le va împleti în cunună. Ce frumos va fi acolo unde nu vor mai fi lacrimi, nici dureri, nici suferință, nici ocară și nici patim. Ne vom aminti de ele, stând la pieptul lui Iisus, însă ele vor fi șterse și înghițite de apus. Doamne, dă-ne tuturora harul lacrimilor sfinte, ca să te așteptăm cu ele, cu un dor tot mai fierbinte. Fericiți sunt cei ce aici varsă lacrimi semănând, căci vor secera în ceruri, plini de bucurii cântând, amin, snopii veseliei sfinte, legănați în veșnicie. Doamne, tuturor fă parte de aceea bucurie. Amin. Până atunci, fără de preget, vărsăm lacrimi de secere. Domnul ne-a promis că aduce așteptarea, așteptata revedere. Amin. Amin.